Despre ce lege e vorba? Acum este o lege adoptată la senațiile trecute care zice că cei care au pedepse maxime de 5 ani cu executare pot face executa pedepsa acasă la domiciliu. Și cu ce dracu mă ajută pe mine, domnișoară, ca să înțeleg și eu, că totuși m-am săturat. Dacă veți fi condamnat, așa, dacă voi fi condamnat, cu ce mă ajută pe mine? Păi nu, dacă mă întrebați, înseamnă că aveți ceva în cap când mă întrebați pe mine lucrul ăsta. M-am săturat cu toate aceste minciuni. M-am înțeles că mă acuză. În afară de mine mai sunt oameni în țara asta? Întreb. Și pe ei întrebați, doamnă, domnișoară. M-am săturat. Nu suntem în funcție publică, vă puteți dumneavoastră. A, deci cei care sunt în funcție publică poate să fie distruși. Pentru că nu vorbiți cu ei, nu ieșiți din camera asta să vorbiți cu ei. Vă favorizează pe dumneavoastră. Pe ce rețele dovezi, doamnă? Înseamnă că orice lege mă favorizează pe mine. Totuși sunt și om și mi-ajunge. Efectiv mi-ajunge să răspund la aceste prostii. Și nu să mai vă răspund la niciuna. Vorbiți cu hashtag-ul, vorbiți cu Iohannis, să dau un decret, să mă împuște mâine și de poi mine atunci să discutați despre ce se poate întâmpla în țara asta. Ați ajuns oameni tineri să susțineți securiști și să susțineți abuzurile în România. Până când o să vorbească pe oricare terminează, începând cu domnul Buble, dar mă rog, are o protecție serioasă și termină cu dumneavoastră. Toate prostiile o să le tot susțineți dacă mă avantajează sau nu pe mine. Cu ce dracu să mă avantajez? Că mi-au distrus viața ani de zile, am fost condamnat fără niciun fel de probă la referendum, că l-a supărat Băsescu, și fără niciun fel de probă în al doilea dosar. Asta este marea corupție de care se vorbește în România. De câteva luni de zile nu se mai ocupă DNA-ul decât de asta. Și ceilalți. V-ați gândit să vă dați demisia de la funcție? Da, doamnă, și vreau să vă spun ceva, încă am dreptul să critic aceste decizii. Dar despre deciziile instanțelor pe care CEDU le-a făcut Harcea Pacea vorbiți? Vă dă voie de la realitate să vorbiți despre asta? Sincer. La revedere, o zi bună. Acum mai tare.